Apoi sora Jenica, soția lui, ne spuse plângând: n-am mai găsit nicăieri în cimitir un loc potrivit pentru el. Am cerut autorizație să-l putem mormânta peste sicriul părintelui, în același mormânt. Aici se obișnuiește acum așa ceva, pentru economie de locuri. Acolo, la cimitir, acum trebuie să fie și început să sape. Ce bine că ați venit! Cei de aici din Sibiu, nici unul n-a venit, nici să ne întrebe măcar ceva. Nu mai avem pe nimeni să ne ajute cu nimic. Doamne, ce oameni! Las că ne ducem noi imediat acolo la cimitir să vedem tot ce este nevoie să facem, i-am zis. Vine și fratele Moise cu mine și frații, cei trei frați din Arad. Vom merge să comandăm și coroane și ce va mai fi nevoie vom vedea. Ploase atât de mult în toamna asta, încât în cimitir era numai apă și noroi peste tot. În mormântul părintelui, trei oameni săpau de zori cu schimbul, aruncând cu greu pământul peste grilajul de fier de la mormânt. Am scos îndată grilajul spre a se putea lucra mai ușor și ne uitam cu inimile apăsate la tot ce se întâmpla. În timpul acesta eu am alergat la o florărie, comandând două coroane de garoafe albe, una pentru noi, iar alta pentru toți frații din toată oastea Domnului. Când am venit înapoi, săpătorii aruncau încă pământ afară. Ajunseseră destul de adânc, când deodată unul dintre ei zise: dar ce este asta? Ne-am uitat jos. O coroană de flori din care încă mai rămăseseră neputrezite urme care se vedeau bine. A, știți, le-am răspuns eu, în 16 februarie 1938, când l-am înmormântat aici pe părintele, îmi aduc aminte bine că e un frate din Lugoj, trandafir munteanu, care adusese o coroană din partea oastei Domnului de acolo, în momentul coborârii sicriului mormânt, într-un acces de durere, a aruncat coroana întreagă adusă de el jos în mormânt peste sicriu. Cei ce aruncau pământul au acoperit-o și iată că nici acum, după aproape 38 de ani, nu putrezise de tot. Cazmaua groparului se opri apoi în ceva tare. Curățiră suprafața pe care stăteau cei doi, unul la cap, altul la picioare, și iată că sicriul era întreg, neputrezit, ținându-i pe cei doi pe capacul său deasupra. Sicriul părintelui, după aproape 40 de ani, nu putrezise în pământ. Ce facem? Întrebă omul. Să desfacem sicriul. Noi ne pregătisem că dacă vom ajunge acolo unde a fost sicriul și vom mai da de ceva oase, să le strângem într-o cutie, să le spălăm și să facem rugăciunea rânduită pentru astfel de cazuri, apoi să le așezăm din nou acolo, la odihna lor în care erau. Dar acum iată că sicriul este întreg neputrezit și nu se rupe cu doi oameni care stau deasupra lui. Ieșiți afară, le-am zis, nu mai desfacem nimic. Dacă Dumnezeu îl ține acoperit, îl lăsăm și noi așa. Eram încredințat că dacă sicriul n-a putrezit, cu atât mai mult n-a putrezit el, Sfântul care zăcea acolo. Credeam din toată inima că dacă i-am deschide sicriul, l-am aflat în tocmai cum l-am așezat acolo acum 38 de ani. Mi-am adus aminte atunci de adevărul că trupurile sfinților nu putrezesc, după cum este scris, și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Atâtea minuni de astea s-au dovedit cu sfinții și cu martirii din vechime și până astăzi. Și iată că azi Dumnezeu ne arată că și mormântul acesta este trupul neputrezit, cu sicriu cu tot, al omului său mare și sfânt. O, ce minune este asta! Și ce uimire și mirare ar fi acum dacă noi am descoperit sicriul și am vestit minunea asta în țară și în lume. Dar dată fiind situația în care ne aflam noi acum, atât noi cât și familia lui, eu plecasem neînvoit de acasă, în ascuns. Apoi starea generală a oastei, prigonită și urmărită peste tot, am vorbit cu fratele Moise
că e lezne de închipuit ce s-ar întâmpla dacă acum noi am dezvelit minunea asta și am începe să o vestim. Îndată ar veni aici toată lumea uimită, apoi s-ar alarma miliția, autoritățile și numai Domnul știe ce s-ar mai întâmpla și cu noi și cu Sfântul din Sicriu. Așa mai bine tăcem și lăsăm totul acoperit. Lasă că va arăta odată însuși Dumnezeu sfințenia omului său, la vremea când va voi el. Am tăcut și a rămas totul așa. Eram acolo noi, patru și săpătorii trei, șapte oameni. La ceasul rugăciunii a venit preotul. Preoții, rudeniile, cunoscuții și prietenii, care au făcut slujba mormântării afară, unde scosesem din casă pe mâinile noastre sicriul fratelui Tit. Lângă familia îndurerată am stat numai noi, cei sosiți de dimineață, fratele Moise, frații de la Arad și eu, și cu un frate din Oltenia. Câțiva sibieni care au venit în ultimul moment stăteau și ei și priveau de departe, ca niște străini, cum și erau. În seara aceleiași zile era și sicriul fiului depus deasupra celui al tatălui său, împreună pe totdeauna și în pământ și în cer. Odihniți în pace, tată și fiu, suflete neuitate și scumpe, lângă sunul dulce al Domnului Iisus, locul tuturor mângâierilor și răsplătirilor noastre. După câtva timp am lucrat încă două tăblițe de marmură pe care le-am scris, una cu numele soției Iuliana, născută Iancu, și ale celor trei copilași ai părintelui Iosif, înmormântați lângă ușa bisericuții din Avram Iancu, unde fusese atunci preot părintele Iosif, iar a doua cu numele fiului său Titus, care odihnea acum aici, atât de aproape de sânul tăicuțului său scump, singurul care l-a mângâiat și cu care și-a mângâiat și el viața din primii lui anișori, orfani amândoi, atât tata cât și fiul. O, Doamne, Dumnezeul nostru, Tatăl nostru cel bun, Mântuitorul nostru cel dulce și Mângâitorul nostru cel binecuvântat, încredințăm aceste suflete din nou și din nou în mâna Ta, în dragostea Ta odihnitoare, răsplătitoare și dulce, să-i așezi în împărăția Ta fericită, în veșnica Ta odihnă binecuvântată, pe amândoi și pe toți ceilalți din familia noastră scumpă, pe care i-ai mai adăugat la numărul lor de atunci și până astăzi. Și Te rugăm, la vreme potrivită, adaugă-ne și pe noi, și în pământ și în cer, lângă cei iubiți ai Tăi și ai noștri, care înaintea noastră au fost chemați la Tine și la răsplătirea Ta. Binecuvintează lucrarea sfântă în care pe toți ne-ai chemat să Te cunoaștem pe Tine, în care ne-ai înfiat și ne-ai înfrățit, ca să Te putem binecuvânta și pe pământ și în cer. Binecuvintează frații iubiți, surorile iubite, sufletele scumpe, care Te-au iubit pe Tine și care, predându-se Ție, Te-au slujit cu ascultare și credincioșie, dorind să Te slujească cu tot devotamentul inimilor, cu sinceritate și cu smerenie, într-o dragoste fierbinte de la început până la sfârșit. Binecuvintează lucrarea Ta sfântă în care ne-ai chemat, înzestrează-o mereu cu noi lucrători destoini și curați, ridică mulți tineri înzestrați de Tine, din care să-ți poți alege lucrători și luptători devotați pentru cauza Ta, scriitori, cântăreți, poeți, vestitori plini de putere a cuvântului Tău și a lucrării Tale. Binecuvintează adunările frățești, întărește pe cele slabe, mulțește pe cele puține, îmbărbătează pe cele slăbuțe și fricoase și pe toți poartă din carul Tău de biruință minunată, din pricina numelui Tău, care este chemat și așezat în numele acestei lucrări. Ea este produsul Tău, copilul Tău, lucrarea Ta, pentru că poartă numele Tău și din pricina acestui nume veghează asupra ei apărând-o atât de răufăcătorii trupești și sufletești dinăuntru, cât și de cei din afară. Dă biruință numelui Tău și toate lucrările ei închinate în numelui Tău sfânt, fă să se mulțească, să se răspândească, să acopere întreg pământul, aducând la Tine roade binecuvântate și fericite, spre slava Ta,
spre mântuirea neamului acestuia și spre învierea bisericii acesteia, pentru care ai trimis solia aceasta binecuvântată și fericită. Îți mulțumim din toată inima pentru tot ce ai făcut pentru noi. Iartă, Doamne, și mântuiește și sufletele vrăjmașilor noștri, trecându-i și pe ei prin baia sfântă a pocăinții și a nașterii din nou, ca să capete și ei iertarea și mântuirea Ta, Doamne, pentru ca să nu se piardă nimeni dintre cei care au ajuns odată în vreo atingere cu lucrarea Ta și cu cuvântul Tău. Pentru toate Te binecuvântăm și ne închinăm Ție, că Ta este împărăția, puterea și mărirea, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie Domnul!